Sărbătorile de iarnă se anunță a fi cele mai frumoase din ultimii 25 de ani. Cel puțin asta promit șefii din primărie. Brazi de peste 10 metri în toate cartierele, străzi și bulevarde iluminate feeric și un peisaj de basm pe pietonalul Ștefan cel Mare. Angajații Direcției de Servicii Publice Municipale au început deja să monteze pomii în cartiere. Parte din ornamentele stradale au fost deja montate pe marile bulevarde din oraș. În afară de pietonalul pe Ștefan cel Mare, brazi vor fi amplasați în copou, deja este montat bradul în copou, urmează a fi definitivată împodobirea acestuia. În cartierele Alexandru cel Bun, Tătăraș, Esplanada Oancea, în Păcurari vom găsi o nouă locație unde putem amplasa bradul, pentru că pe Esplanada Mimoza se desfășoară investiție proprie a primăriei și nu va fi posibil acest lucru. Am căutat în zona Moara de Foc o locație unde este posibilă amplasarea acestuia, în Nicolina și în alte zone unde mai putem noi găsi oportunități de amplasare a brazilor. Estimăm în jur de 7, chiar 8 brazi peste 10 metri care putem să-i amplasăm. Până la începerea manifestărilor dedicate sărbătorilor de iarnă, Iașul se pregătește de un alt mare eveniment, manifestările închinate Zilei Naționale a României. Tot angajații de la Direcția de Servicii Publice Municipale se ocupă de aranjarea centrului și a zonelor învecinate. Vom asigura spațiile și pavoazarea orașului pentru această sărbătoare. După cum știți, sâmbătă va fi o expoziție pe pietonalul din Iași, organizată de Ministerul Apărării Naționale cu tehnică militară. Noi asigurăm partea de pavoazare. Iar în Piața Unirii și pe strada Lăpușneanu ne ocupăm de organizarea, delimitarea zonelor, de amplasarea steagurilor și celelalte elemente care contribuie la desfășurarea unei activități de asemenea amploare. Sâmbătă și duminică, pietonalul de pe Ștefan cel Mare va găzdui o expoziție de tehnică militară. Parada militară va avea loc luni de Ziua Națională. Pentru prima oară în ultimii 35 de ani la paradă va fi prezentată și tehnica militară.